În clipul de astăzi, mă băieți, voi deschide peste 100 de fragment boxuri. Să le mulțumim celor doi abonați care m-au ajutat cu contul lor sau cu conturile lor. Să le mulțumim pentru încredere, dar și pentru că ne-au dat conturile ca să filmăm acest clip. Eu am avut undeva la 90 ceva de fragmente, fiindcă de când s-au băgat fragmentele pe stand-off, de atunci tot le strâng, le strâng și cred că am deschis două maxim fără a le filma dar alea le-am strâns de când s-au băgat, la fel și abonații ăștia care mi-au dat conturilor ca să înregistrez pe, pe el, ca să deschid respectivele fragmente cred că și ei strâng de foarte mult timp și să le mulțumim pe calea asta și pentru încredere, dar și pentru că ne-au dat contul lor ca să înregistrăm. Ce pot să zic dacă mai vreți clipuri de genul pe canal, haideți să facem cât mai multe like-uri, fiindcă like-urile voastre ne ajută pentru a ne recomanda YouTube-ul și pentru a vedea dacă vă place seria respectivă. Sincer să fiu, e destul de multă muncă la această serie ca să aduni nu știu, peste 100 de fragment boxuri, eu zic că durează foarte mult, fiindcă nu mai știu cât timp are de când s-au băgat aceste chestii pe stand dar are, au ceva și efectiv strâng de atunci și eu zic că s-ar merita un like să dați acest clip. Un follow pe Instagram, un join pe serverul meu de Discord, fiindcă facem giveaway-uri ocazional, un follow pe TikTok și haideți să intrăm direct să deschidem, poate vom avea noroc, nu zic mai multe, vă las cu clipul în continuare. Ho, oh, unde crezi că pleci, mă? Văd că iarăși nu e de pe butonul de like și vezi că ne supărăm. Și dacă nu dai pe butonul de like, te va dura burta o săptămână. Pe lângă asta, zacă da un dinte și vă și vați, auzi română, france, și îți va ieși și un herpes pe gură. Deci, eu zic că o ai îngurcat o dacă n-ai dat like. Deci, dai de acolo like chiar se merită. Haide, pup. Ce pot să zic este că aplicația celor de la sunt Stanoff este o aplicație 100% legită în care puteți să deschideți contracte sau mai bine, să faceți contracte, să deschideți uh, diferite caseuri, uri să faceți upgrade-uri, uh, battle-uri și multe, multe altele cu prieteni. Uh, e foarte mișto aplicația și puteți să aveți și noroc, dar și ghinon, de aia vă zic de fiecare dată să jucați responsabil. Uh, aplicația e foarte mișto, dar trebuie să jucați cu cap, să nu vă pară rog că pierdeți bani, dacă vedeți pe clipurile mele că eu am noroc această aplicație, asta nu înseamnă că și voi o să aveți același noroc, deci trebuie să jucați responsabil. Hai să riscăm și noi cea, niște cutii, dacă toți suntem pe aici, hai să dăm 5 din astea cu baioneta scratch și să vedem 58. Ok, hai că suntem ok și mai deschidem încă una din asta. Doamne ajută la ceva mișto, hai să vedem. Nu, N-a fost cazul din păcate, vă pup și vă las cu clipul în continuare, mai întâi să deschizi și asta free și e bun și asta, decât nimic e bun. Vă pup! Am revenit din inventar, sau mai bine zis de pe profil aici, cum s-ar zice. Pentru cei care vor să le cumpăr PES-ul, lasă și de PES, voi da un tag la mine pe server de Discord și voi căuta sau voi avea nevoie de niște oameni care sunt de a contul care a făcut level 75 la PES, să-mi dea contul ca să poți să intru la ei pe cont, să le cumpăr PES-ul și să deschid ce va pica din PES pentru cine vrea chestia asta, am mai făcut clipul de genul pe canal, deci să-mi pe Discord mesaj când se va termina PES-ul uh, Suntem aici ca să facem un mare box opening, uh, cum am zis, nu știu dacă voi descrie pe mai multe conturi, dar cred că da, uh, aparent am mai scris-o acum un băiat că mai are încă 31 de boxuri și cred că voi descrie și pe contul lui. eu am foarte multe, sincer nu știu câte am, dacă le-aș număra, deci am, uh, hai să dăm sus de tot, am 3 aici, cred că am Ok, să zicem, deci 5 cu 10, 15 pe 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90 și ceva de uh, boxuri, uh, fragment, deci eu zic că e bine. Hai să le deschidem, începem încet, Doamne ajută să ne pice, doar, cum ar fi mă, să ne pice nameless fragment, deci ar fi imposibil. Uh, ok, ok, vezi că am început bine dacă mă întrebați pe mine. Ia să ne uităm cam cât ar fi șansa la o epică, 4. Uh, ok, și la nameless, dacă am dat rapid, ok, ok, deci la nameless nu o să avem deloc șansă, dar nu contează. Hai să le deschidem pastea, poate uh, va pica ceva mișto acum. Doamne ajută la uh, cele mai mișto chestii. De asemenea, în timp ce vom deschide aici... V-aș recomanda să dați pe butonul de subscribe și de like, fiindcă mai mult din adică mai mult de jumate dintre voi nu sunteți abonați la canal și credeți mă că s-ar merita acolo să dați pe butonul de subscribe și vă zic eu că dacă nu dați subscribe o să vă să mare herpes pe gură. Deci eu zic să dați acolo subscribe fiindcă chiar se merită. Și intrați pe serverul în Discord pentru mai multe clipuri la genul giveaway-uri sau alte multe chestii. M Bă, nu știu dacă o să vă plictisesc doar deschizând cutii, dar hai să vedem. Le dăm open la toate, Doamne ajută să pice arcane. Bă, măcar dacă ne pică Arcane, e bine. Deci teascul nostru este să ne pice Arcane. Acum să sperăm că ne va pica Arcane. Și... Ok, da, nu cred că vom avea șansa la foarte multe chestii. Să zic că aceste boxuri sunt cam, nu știu, ca un fel de uh, cutii de la boxuri simple, deci nu cred că vom avea vreo șansă, dar cum ar fi mă să... Cum ar fi să ne pice mare nameless fragment? Uite arcane okay, nu? Oh my god, oh my god, ok. Ok, dar pot să selectez și eu aici ceva. Să dau și-o doar cutii. Invers, raritate, ceva de... Ce nu? Bă, dar vreau și eu mă să dau și eu... Nu vreau să le deschid astea. Dar ce cermuri sunt astea, mă? Ia să mă uit. Ok, hai să le deschidem și pe hai să le deschidem și pe cum ar fi mă să le dea asta archen? că ăsta chiar arată super bine Ok, ia mă că avem niște din astea, sincer nu am știut că le am, ia să vedem, ok, mi-a dat mare cărămidă Hai să vedem următoarea Nu vrea mă, nu vrea Bă, deci cum să ăștia, mă, de la stand-off. Deci, efectiv, o băga cutii doar ca să... Nu știu, mă, să nu mai ai șansele la ca să-ți dea direct. o băgat cutii ei, mă, ca să ai șanse mai mici. Uite, la Arcane ai șansa de... cât ai? Ma, slabă rău. Ok, deci pe am deschis. Bă, dar nu mai suport, mă am doar din astea, Nu pot să dau și o raritate. Să selectez și eu, nu știu, la filtre, la... Nu, nameless. Așa merge. Nu, fiți antena ce fac, deci dau așa și fac common. Scot nemile și dau așa. Nu pot? Nu merge, mă, schema. Dar cine, bă, ok, nu știu, nu merge, ok, le deschidem așa, direct. Hai, mă. Legendara măcar? Hai că da, dacă e. Cred că o să ne umple de... <gâng> -o>, o să ne umple de uh, uncommon, sincer. Mamă, deci dacă am văzut Nameless-ul că a trecut prin fața noastră Eu zic că ăsta e norocul Deci ca să treacă Prin fața ochilor un Nameless Cred că trebuie să ai șanse De 1% dacă mă întrebați pe mine Ok, hai să vedem mai departe Hai mă, hai mă Hai mă, dă-ne și nouă, dă-ne, dă-ne Nu vrea mă uite și tu mă, cum trece de el Da, oleu da, cred că va dura foarte mult până le voi deschide pe toate, fiindcă sunt foarte multe și momentan cred că cea mai bună item ne-a picat o epică dacă mă înșel. Care trebuie să ai câte șanse? 4, 70 și ceva la sută ca să spice o mai și așa trecut în sub. Bă, ce e asta mă? Vezi deci că în e cam 7000 gold sau câte ceva de genul. Deci vezi că dacă ne-ar pica ar fi nu mai zic ești nebun și țin să menționez că aceste fragmente le strâng de când s-a băgat efectiv fragmentele pe stand -off. De atunci le strâng și uite că am strâns 90 și ceva, cred, o cât erau și chiar mi-am ținut de treabă. Acum uh, hai să vedem mai departe, să vedem ce ce ne va pica, nu pot să cred. Voi vă dați seama ce noroc trebuie să ai ca să îți dea bait la nameless. Da, să spice, Nu mai zic. Nu mai zic. Nu mai zic. Nu mai zic și măcar epica, nu. Bă, dacă ne dă un arcane, eu zic că sunt mulțumit. Eu chiar sunt mulțumit dacă ne dă un arcane. Bă, ce asta, bă, mâncați aș gura ta, bă, și ne beituiesc ultimul halmo. A, oleu. Hai, mă. Și nimic, mă. Uite și tu că nu mai, nu mai pot. Nu mai pot că nu-mi dă doar... Deci, efectiv, doar Ancamon mi-a dat. Doar Ancamon. Nu mai suport camă, nu. Uite și tu, vere, doar Ancamon. Și să vedem următoarea cutie. Uite legendara, mă. Hmm. Aoleu, vere. Nu pot să cred. Nu vrea, mă. Nu vrea. Bă, dacă nu vrea, ce? Poți, poți să-i faci ceva? Nu poți. Și pică iarăși și am Uite Uite, iarăși nemesul. Cred că momentan am văzut nemesul de 4 sau de 5 ori. Și dacă îmi ziceți în comentarii de câte ori am văzut nameless-ul, o să vă dau, nu știu ce o să vă dau, o inimă la comentariu dacă scrieți corect câte nameless au trecut. Uh, hai să vedem următoarea chestie. Și bait, măcar un rar, măcar o rară, care E talent rar asta. Bă, da, dacă vrei să spici o rară, cât e? 12%? și 82%, mă, să spici în Și pe Gigi Stenov când deschineam din astea, aveam 75% șansă ca să-mi dea item-ul de multe ori nu mă dea. Mamă, o epică! Efectiv, nu știu de ce când filmez, mă ia somnul de fiecare dată, efectiv, cască în continuu. Ok. Deci, efectiv, când stau pe... Stau și filmez, mă ia somn, mă ia în continuu somnul, vreau să casc și chestii de genul. A, mă, mă dă și nou ceva, mă, vreau să văd și o ceva ca lume acolo. Iarăși, open. Și, 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 și. Ok. Ok, ok. Câte mai avem? leu, deci avem foarte multe chestii. Foarte multe boxuri, fragmente sau cum vreți voi să reziceți. Cred că voi da skip la unele și nu știu, adică nu văd să ne pice ceva wow. de cred că voi da skip la unele. Bă, dar casc în continuu, Efectiv, casc în continuu. O dată la 3 minute casc în continuu. Nu știu, mă simt foarte obosit și am dormit foarte mult. Adică am dormit vreo 10 ore. Deci nu e o problemă de-asta. Uh, hai să mai deschidem una. Și, și... Două arcane-uri. Hmm. Nu știu ce cred că o să ne dea ceva până la urmă fiindcă văd prea multe baituri și mi se pare un pic ciudat. Adică când vezi prea multe baituri deja, acolo e momentul când se încălzesc cei de la stand-off. Acolo e momentul at sau atunci e momentul când uh, pleacă ceva frumos. Sau va pleca ceva frumos. Hai mă. Nu vreau Nu vreau. Bă, dar cred că pot mă să selectez. Fiți antenă cred că pot să selectez. Am văzut eu acum o chestie. Ia fac așa. Uite mă cât de ușor e acum. Păi așa da mă frate. Să nu mai dau un continuu jos. Așa da. Talent. Ce pot să zic. Hai mă. Hai mă dă și nou mă. Nu vrea mă. Uite știu. tu. Avem vreo 10 minute de când nu filmăm și nu ne-a dat efectiv nimic. Și următoarea cutie. Open legendara. Hm. Ce mă amuză baiturile astea, efectiv, e insane de prost jocul ăsta. Cum o să-ți dea așa bait, mă? Efectiv să pună frână ei. Doamne, vere. Cii? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ce să zici? Nu mai zic nimic, băieți. Ce să zic? Cred că dacă intru acum în inventar și dau normal gen să văd ce am în inventar, am de-a chestii pe new. Aoleu. Văd cam am 8 acolo. Nu o să am niciun chef să le vom pe toate, deci o să le las în inventar. Aia băieți. Și bună această uncommon. Clasic. Clasic ce se întâmplă, adică e absolut normal să fie legendară pe o parte și pe alta și în mijloc să-ți dea marea în cameră. Adică mi se pare foarte corect și nu văd nimic suspect la chestia asta, deci chiar, chiar o să o click cu chestia asta. Și cred că voi intra și pe contul la alții abonați și voi deschide case-uri de genul. Și dacă vreți pe viitor să deschizi pe conturile voastre, nu știu, case-uri poate sau uh, boxuri sau diferite chestii, să-mi dați mesaj pe Discord în privat și vom vorbi și poate vom face un clip de genul sau mai multe clipuri depinde câte, uh, câte cutii sau fragmente sau case-uri vreți să le pe contul vostru. Și hai să vedem. Ok. Voi da și schip la unele și ce vă să zic. Classic. Clasic din nou. Mamă. Mamă câte ori cine au trecut. Cine dă mare în cameră. Fiindcă e absolut normal să se întâmple chestia asta la stand-off. Cel mai baituit, cred că mai bine... Sau mai bine nu mai contează. Am vrut să zic o chestie, dar mai bine nu mai zic. Că bine că m-am oprit de a vorbi. Dar pe bune, n-ai cum, adică nu știu dacă mai există vreun website, ceva de genul sau o aplicație să fie atât de beatuită atât de baituită. Nu știu. Nu știu ia câte din astea mai am. Hai că nu mai am multe. Mă jur că am plictis să le deschid toate și nu glumesc. Hmm. Bă, scrieți în comentarii și mie dacă vreți să fac un clip, dar nu acum, peste mult timp, în care, nu știu, să zicem că voi avea peste 1000, 2000, 3000 de iteme prin inventar. Și dacă vreți să fac un clip în care, bă, fac curat prin inventar, adică le mai vând le alea, facem un inventar să arate bine. că am foarte multe chestii care chiar, uh, acum nu mai am, dar am avut, multe chestii care chiar n-aveam nevoie de ele. Și da, aia zic, dacă vreți pe viitor să mai facem clipuri în care când fac curat în inventar să fac un clip, mai vin de mai teme, mai online, offline și eu zic că va ieși un clip mișto. Acum depinde dacă vă place ideea respectivă. Și hai să dăm -o open din nou. Mai avem cutii. Momentan cea mai bună item mi-a picat două epice. Și task nostru măcar era să ne pice un arcane. Care arcane era dacă vreau intru pe shop și îl cumpăr. Dar e ok, adică nu, nu, mă, nu mă supăr. Hai că nu mă supăr dacă e. Să strângi atâtea luni de când s-a băgat aceste fragmente să strângi în continuu, în continuu și efectiv uh, să nu-ți dea absolut nimic. Nu, nu-mi place. Dă baituri, efectiv nu mai zic. Deci dă baituri, efectiv nu mai zic. Că dă baituri peste baituri. Chiar nu, nu, n-am nicio șansă să-mi dea chestii mișto. Uh, Cred că mai aveam încă 15 case dacă nu mă înșel. Cum am zis. Clasic. Clasic, you know what I'm saying? Clasic, bă, băieți, clasic. E foarte clasic ce se întâmplă aici. Jucați-vă stand-off pentru mai multe clipuri de genul. Pentru din astea. Dacă mi-a scris un abonat, că dacă mi-ajung 30 de fragment box-uri, să zicem că da este absolut ok. Chiar dacă avea și 10, eu zic că era foarte bine. Deci dacă va pica ceva, mă, bă, măcar la abonat, bă, ok, fii antenă. Mă, dacă mie nu vrei să-mi dai pe contul ăsta nimic, nu vrei mie să-mi dai, nu știu, poate mai pus într-o listă și trebuie să ca să am doar ghinion pe jocul ăsta să nu-mi pice nimica. Ok, vă înțeleg. Ok, nu-mi pică mie. Nu e nicio problemă. Dar măcar să-l pice la abonați. Măcar lor, mă. La ăștia care nu au, să le celor măcar. Da, de unde mă când joc ăsta, știi cum, în gen în viață, prin muncă îți îndeplinești visuri și îți cumperi ce vrei gen. Pe jocul ăsta, prin muncă, pare că ce, de exemplu, dacă poți să joci în continuu tot jocul, să joci o ore și mii de ore și pe efectiv nu ți dă aproape nimic gratis, deci nu câștigi nimic din jocul ăsta, dacă mă întreb pe mine. E un joc foarte beituit, cred că dacă are, ar fi procentajul ăla, să zicem, nu știu, Uh, ai avea 100% E o bară din aia de procentaj De la 1 până la 100 Și cred că cât noroc ai tu pe jocul ăsta Cred că e 1 sau 2 Din 100 Deci cam cred că ăsta ar fi cea mai Norocul tău pe joc Ca să zic așa Nu, jocul ăsta e E prea prost făcut, în Părerea mea nu știu, mi se pare prost rău Pe partea de skin e mișto Grafică la fel, da, pe alte părți Jale jale rău de tot, trebuie, trebuie muncă la jocul ăsta, trebuie să îl șteargă mai bine și să facă altul și hai să vedem din ultima cutie că am vorbit vreo 15 minute în continuu fără să ne pice nimic, ultima cutie clasic, ceva mișto și ok, ce pot să mai zic este că uh, ce să zic nu mai zic nimic și cam astea sunt toate itemele care ne-au picat nu am ce să zic mai mult decât Uh, habara dacă vom mai avea case de deschis vom reveni dacă nu vom face outro vă salut suntem pe un alt cont aici și haideți să deschidem toate aceste uh, fragmente să sperăm că o să-i pice măcar lui dacă mie nu mi-a picat absolut nimic măcar lui să-i pice bă dacă ne pică o legendară ok hai să zicem că la, pe contul meu uh, am exagerat un pic Aici, dacă ne pică o legendară, efectiv, eu sunt foarte mulțumit, nu mai vreau să-mi pice Arcane, că pe contul meu am zis că dacă ne pică Arcane, măcar Arcane să ne pice și zic mersi, dar un pic am exagerat să zic. Deci, dacă ne pică măcar legendară, eu sunt mulțumit 100%. Și hai să vedem cum ar fi mă să ne Arcane. Ar fi Incredibil, dar cum am zis de fiecare dată, bă, ce de la de dacă mă aud sau habar n-am, uh, nu știu, măcar să-i pice la acestui abonat ceva. Dacă mie nu mi-a picat, ok, poate are ceva cu mine, Excel Bolt, nu știu, habar n-am, bă, ok, înțeleg. Dar măcar la abonatul ăsta să-i pice ceva, că cred că o să, fi, o să fie foarte fericit, că după cum vedeți aici, batul meu are și... Mamă, mai are un pic, mai are un pic și efectiv termină pesul. Wow, ok, mai are foarte puțin. Hai să ne uităm aici. Asta cred că va fi un abonat la care o să-i cumpăr pesul. Da, 100%, deci dacă ne uităm uh, și aici, uite mă, care e și un inventar, cât de cât. A, a dar băiatul ăsta i-a mai cumpărat pesul. În două clipuri, efectiv, băiatul ăsta a fost foarte norocos și o să-i cumpăr și a treia oară. Deci dacă vreți și voi să participați, ca să vă cumpăr pesul, trebuie să aveți free pesul ul uh, full până la 75 la acest PSE, de obicei e la 30, 45 ceva de genul, dar trebuie să aveți free PES-ul ca să vi-l pot cumpăra, adică trebuie să faceți level maxim la free pass și eu doar intru pe contul vostru, cumpăr pesul și deschid pe clip uh, toate cutiile și cuțit mănuși ce va pica la sfârșit de pes sau ce e la sfârșit de pes, aia le voi deschide pe clip și veți primi gratis, efectiv. Acum să sperăm că să ne pice măcar ceva, mă. Să avem și noi un pic content. Uite legendara. Mamă, nu vrei, mă. Nu vrea, nu vrea, nu vrea. Ok, dăm o până la următoarea și... Nu vrea, mă, nici aici. Din câte știu, pe contul acesta e abonat am jucat, deci nu cred că mai are sens să fac clipul cu am jucat pe contul unui abonat sau, uh, uh, nu știu, calculez inventarul unui abonat. Cred că am mai jucat pe contul lui, deci nu cred că e așa wow. Momentan a picat-o, epică și e bine. Acum să sperăm că ne pică, da, că ne pică chestii din ce în ce mai mișto. Nu pot să cred că... Nu no, uite mă, nu no, uite. Uite că mă plictisit de toate beat-urile astea. Efectiv, e foarte enervant. Hai să vedem. Următoarea. Bă, dacă la clipul ăsta se strâng peste 150 de like-uri, voi mai face un giveaway la mine pe serverul de Discord. Deci intrați pe serverul meu de Discord pentru mai multe giveaway-uri clipuri, anunțuri importante și multe, multe altele. Când am nevoie de abonați pentru un clip, poți fi chiar tu care te uiți la acest clip să participi la un clip de-al meu. Deci eu zic că se merită 100%, nici măcar epica, mamă bă ce baituri ne bagă jocul ăsta. Hai să vedem următoarea cutie. Uite-mă Arcane, nu? uite, -mă, Archeinu, uite mă cum vine, mă, ne dă baituri, de deci, la, pe contul meu dacă... cred că ați văzut, dacă ați ajuns până aici, ați văzut 100%. Ne-a băgat baituri, ne-a dat de baituri de ne-a sufocat, efectiv baituri peste baituri și măcar pe contul acestor abonați să ne pice mișto, o chestie mișto. Hai mă că nu pot să o deschid. Hai mă, hai mă, dă -ne și nou ceva. Na, da, e de rar. Aoleu. să tu și mă gândi așa un pic la câte chestii am deschis și cutii din astea. Dacă Ok, ok, ce bait, ăsta a fost bait, pe bune bait de la, de la mama lui de acasă. Aoleu, ce emoții mi-a dat. Deci să tu ieși eu un pic și mă gândi, bă, dacă joci foarte, foarte mult timp și ca disperatul, bă, n-ai cum așa beituri. Luma o vere, n-ai cum, what? Ce baituri dă? Mamă, bă, ce mă, mi se pare mie sau pe contul ăsta Baiturile sunt mai puține Dar baituri din alea gen Uite și tu Aoleu, aoleu Mâncați-aș gura ta Bă, hai mă, dă-ne și nou ceva mă. Aoleu Uite și tu Uite și tu Și Următoarea Bă, nu știu cât are la număr Dar oricum, în clipul ăsta vom deschide Peste 100 și ceva de boxuri. Deci eu zic că content e destul. Acum voi tot ce trebuie să faceți este să apreciați această serie, fiindcă e foarte multă muncă. La modul trebuie să joci foarte mult timp și ca să aduni aceste boxuri sau fragmente ca să le poți deschide. Și eu zic că, eu zic că e destul de multă muncă. Hai să vedem ce va fi în această cutie o Classic Uncommon, că, na, e absolut normal, aparent ne apropiem de acel cuțit, deci cutiile noastre se termină, nici măcar o legendară, nu vrea bait care fiecare dată este la locul lui, dar noi suntem aici ca să deschidem cutii, să vedem, poate deschidem și un box, fra... nu, un box uh, Reforget, poate, uh, dacă dați like și dacă ați dat la momentul ăsta like, Vă reamintesc de fiecare dată să dați pe butonul de like, fiindcă pe noi ne ajută foarte mult, ne recomandă YouTube-ul, vedem că vă place seria, clipul respectiv și chiar, chiar ne ambiționează să mai facem chestii de genul. Acum hai să mai deschidem încă una, hai mă cu norocul la mă, forță mă, haide mă, haide mă, nu vrea mă, uite și tu, aoleu. Nu dăm pe cuțit. Bă, dar cuțitul la cât costă? Chiar sunt curios și să vedem ultima cutie. Poate aici se ascunde un mare uncommon. Eu zic că e foarte mișto ce a picat până acum. N-am ce să zic. Chiar, chiar e ok. Câte ce scuțit? 1700, aparent are și ăsta. Bă, hai că n-are un inventar Chiar deloc. Chiar e, chiar e, ok inventarul lui și drăguț. Deci... Uite ce are G22 Inferno. Bă, tu mi-e ca lumea. Hai să deschidem și un de din ăsta, că dacă tot v-am promis, hai să spamăm în continuu pe AVP și pe cr 12 să vedem ce ne pică nimic. Ok, aceste cutii nu le mai deschidem, fiindcă le lăsăm pentru clipul în care vom intra și vom deschide pe contul lui, vom cumpăra și pesul și vom deschide. Deci, cred că acum vom trece la un alt abonat, care și el mai are niște fragment boxuri. Deci, hai să trecem direct să nu mai lungim am ajuns aici pe alt cont, contul lui Gabi și suntem mai să scriem niște fragmente care și aici niște fragmente. Hai să ne băgăm direct să vedem ce o să-i pice. Bă, ok, începem să zicem că destul de bine. Continuăm. Doamne ajută la chestii cât mai mișto. Hai să vedem, ne mai dă, cum ar fi mă să ne dea legendară. Deja că ne dă o legendară, eu zic că e ok, e perfect. Hai să vedem. Următoarea, bă, am văzut că are un inventar destul de mișto și cred că vom mai filma pe contul lui Încă două clipuri, dacă nu mă înșel Așa că, hai să vedem ce va fi în următoarea Ok, nimic Hai să vedem încă una Amă, Doamne, ajută să ne pice mamă, mamă, două fragmente nameless Oh my God, bă, vedeți că eu zic că e trebuie să ai mare noroc Ca să... Îți dea bait la chestii de genul, adică nu știu, mi se pare foarte rar și chiar sunt foarte rare. Deci, hai să vedem încă una. Hai mă! Hai mă, hai mă cu ceva forță. Nu vrea mă, nu vrea. Să sperăm că ne ajunge și bateria și tot ce e nevoie pentru a filma clipurile. Hai să vedem încă o cutie și ne dă nimic, din păcate. Uh, hai să dăm următoarea. Bă, mamă, uite! și tuvere. De asemenea, like acolo, nu uitați să facem cât mai multe, un follow pe Instagram, un join pe serverul meu de Discord, un follow pe TikTok și dacă într-o lună jumate vom face 5, de fapt mai puțin de o lună jumate, vom face 5 ca abonați, voi face un nou giveaway cu un cuțit. Dacă nu, na, știți și voi că nu se va face, uh, hai să mai deschidem încă una. Nu știu sincer, din câte știu el mi-a zis că are 30 ceva pe cont, 34. Acum nu știu câte mai sunt, dar hai să vedem, poate e, nu. Ok. Încă una. Ok. Nu comentez nimic, hai să vedem. nu e nimic de aici, următoarea. Și, 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 și... și. Zero. Bă, dar nu vreau, nu văd mă să ne pice nimic cam, adică cea mai șmecher chestie a fost o epică și atât. Sau trei epice sau patru, nu mai știu câte erau. Dar mi se pare foarte puține. Adică eu aș vrea să ne pice chestii din ce în ce mai mișto. Dar nu vreau, uite și tu. Și nebun nu vrea să pice o legendar, dar să pice. <gână> Nameless, ești nebun, n-ai, n-ai șanse. La Arcane câte șanse ai? 0,6. Deci cred că dacă intrăm pe shop și ne uităm la o cutie, cred că ai șansa la o cutie să spice uh, mai rapid, gen, mai ușor Tu Câte șanse ai la cu 2, mă? Doamne, verde și de-aia. Uh, da, oarecum e și logic, fiindcă ți le dă gratis și e logic. Dacă îți dă gratis și îți dă oarecum și multe, uh, o să scadă foarte grav șansele, dar... N-ai ce să faci, acolo vedem și mănuși aparent are niște mănuși neuro, are niște combinații mișto. Deci chiar, chiar sunt curios să vedem ce inventar are. Cred că vom filma și pe contul lui un clip în care joc pe contul lui și un clip în care îi calculez inventarul. Poate are un inventar destul de scump. Hai să <coughs> vedem. ce de aici? Hai da! Dute mă, dute, dute, dute mă, uite și tu mă cum pune frână nu vrea să se ducă efectiv. Și nu pot să cred, ne-a dat un fragment epic, bro, vezi că e când îți dă epic, e ca și cum ți-ar da arcane din case. Nu știu, mi se pare prea rar chestia asta. Hai să mai deschidem încă una. Mamă, mamă, deci prima chestie a fost un nameless acolo, dacă ați văzut bine. What? Ok. Bă, nu mai avem foarte multe, mai avem foarte puține și poate din aceste case-uri puține o să ne pice ceva forță. Dacă tot le deschidem așa, vom face și outro, fiindcă nu mai avem niciun cont. Bă, ce pot să zic este că asta au fost aproximativ toate fragment boxurile. ce mai mișto item ne-a mi picat o epică. Acum, dacă ne va mai pica ceva, o să fie foarte mișto. Dacă nu, a e încă o epică ok. Dați vă acolo pe butonul de like, fiindcă chiar s-a investit timp și eu zic că se merită părerea mea. Acum, na, voi decide de, de, de la, de la Acum voi decide, bă, ce -o? acum voi decideți și să vedem pe ultimele cutii. Uite, mă, nameless-ul. Ce pot să zic este că un ghinion, un ghinion curat și frumos ca și cum ar fi, hai să vedem încă una și ultima, poate pică ceva mișto de aici, spamăm în continuu pe nameless, doamne ajută, ieși și cu lag, văd că se încarcă foarte mult, poate aici e norocul nostru, what că se încarcă mă, și, 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 oh my god, am stat, nu mai zic cât am stat pentru nimic, da, Cam asta au fost toate chisurile ce pot să zic, este că cam asta a fost și clipul, eu sper că v-a dacă da, nu uitați acolo să-l apreciați cu butonul de like, fiindcă mă ajută personal, adică ne ajută să vedem cât de apreciată este seria, cât de mult vă plac clipurile și chestii de genul. Vă pup și ne auzim la clipul viitor. Pa, pa!